Tehnicianul s-a bucurat pe stadion cu jucătorii, cu Dănciulescu și cu fanii, a tăiat apoi tortul la petrecerea de la Ring Grand Hotel, după care a cântat și a dansat într-un club alături de Adi Mutu și de jucătoarele de la CSM București. Antrenorul de 41 de ani are planuri mari cu Dinamo, însă tânjește și după concretizarea în viitor a unui contract în Spania, mai ales că are o clauză de reziliere abordabilă. Orice echipă din străinătate care îl vrea trebuie să achite 60.000 de euro. Chiar și el și-o permite, dar Contra se gândește să o ducă pe Dinamo în grupele Europa League. Ar fi prima oară după o pauză de 8 ani. Ca antrenor al Câinilor, Contra a strâns 10 victorii în toate competițiile, are 5 remize și un eșec. Golaverajul este și el unul pozitiv, 25-10.